suntem lângă orașul Urubamba. Situl Olatai Tambo. Aici au construit templul soarelui. Am reușit să-l finalizeze. Dar se pare câteva chestii interesante. Pe versantul celălalt au sculptat fața zeului lor. După aia au cameră cu păstrau ei deci storage room, unde păstrau alimentele, pentru că acolo temperatura era propice păstrării alimentelor. Din nou terase pentru cultivare. E un vânt fantastic aici. Așa. Pe versantul ăsta au început să construiască templul soarelui. Sunt blocuri de piatră de între 40 și 60 de tone. Aduse de la 5 km distanță de pe un alt munte. Ei cred și că în secolul 20 s-a dovedit că sute de oameni cu spori pot să tragă, este filmare cum pot să tragă blocuri de piatră de genul ăsta, 40-60 de tone. Muntele de pe care am adus pietrele. Tăieturile astea perfecte. Așa. Locurile astea de 60 de tone sunt tăiate perfect și combinate în sistem Lego. Cu alte pietrelici. Pietrele mici aveau rolul să mai cedeze la cutremure și să să nu afecteze integritatea construcției. Foarte interesant.